Acest program conține plasare de produse. Partener general, satul German. Te salută vocea Basarabiei. Bun găsit în ziua internațională a negrăbirii. Adică este ziua când nu trebuie să ne grăbim nicăieri și în niciun fel. E o sărbătoare originală din considerentul că astăzi lumea modernă este parcă băgată în priză, e în alertă permanentă, mișcare continuă. Iată de ce au acceptat să marcheze această sărbătoare, așa zisă sărbătoare, și capitalele metropolelor lumii, Londra, Parisul, New Yorkul și așa mai departe, care îi îndeamnă pe toți oamenii să se oprească astăzi din această alergare continuă și să mediteze în liniște la sensul vieții, la prioritățile vieții, să se bucure de fiecare clipă trăită în toată plinătatea și splendoarea ei. Și pentru că primăvara este tot mai aproape, iar în primăvară, de regulă, ce facem? Aducem în ordine casele, curțile, inclusiv geamurile prin care savurăm frumusețea naturii. Iar spălarea sau curățarea geamurilor nu este deloc un lucru ușor. De spălarea geamurilor se ocupă, de regulă, oameni instruiți special. Iată de ce astăzi își marchează sărbătoarea lor profesională toți spălătorii de geamuri. De altfel, primii spălători de geamuri au apărut în America, exact în perioada când acolo erau înălțate primele clădiri cu multe nivele, primii zgârie nori. Astăzi, oamenii care spală geamurile caselor înalte cu multe nivele se mai numesc alpiniștii industriali. Felicitări! Astăzi este ziua bucătarului șef personal. Ce înseamnă asta? E vorba despre bucătarul care are doar un singur client pe care îl răsfață cu bucate gătite chiar la comandă și chiar la bucătăria clientului său sau clienților, căci poate fi vorba de o familie care are bucătarul lor personal. Sunt multe asemenea familii în Republica Moldova. Dar aceasta mai poate fi și sărbătoarea celor care își gătesc mâncarea singuri și doar pentru ei. Așa că acei solitari, pentru care nu are cine găti și ei înșiși și pregătesc bucatele, este și sărbătoarea voastră, dragi prieteni. Iar sărbătorile sunt mai frumoase dacă sunt soțite, de ce? De oameni buni, da. De oameni buni, da. Dar de muzică, firește. Și eu vizor, ca să șer de ajutor. Când iau glasul din mie-n drept, oamenii în cor leg. Eu glasul nu-i sloboză, voi cânta și-o-i chiuie-mă. Ai unde struna ascuțit, și-adunarea amorțit. Acolo-i loc de mine, să vă leg în corighine. Acolo-i loc de mine, măi, să vă leg în corighine. Nimeni n-a de bun să
țâni, să jucăm cum se cuvine, omul bun cu bun să leagă, ca să și viața dragă. Te-am iubit, m-am potolit și din tot ce-am apucat, cu ceva am învățat. Hai de omul e frumos și-o-n fi lumii din folos, că viața nu are preț, asta-s lumii preț, nu preț, măi. Hai, unde-i struna ascuțită și adunarea la morțită, acolo-i loc de mine, să vă leg în corichini, acolo-i loc de mine, măi, să vă leg în corichini. Compozitor, dirijor și pianist francez. El a câștigat de 3 ori premiul Oscar. A compus sute de lucrări muzicale pentru film și televiziune. Zilele acestea, celebrul compozitor Michel Legrand ar fi împlinit 92 de ani. Pe mulți dintre admiratorii talentului său, numele lui îi duce cu gândul exact la această celebră melodie din filmul Umbreluțele din Cherbourg, care, de rând cu alte creații binecunoscute, trezesc în suflet tandrețe, ușoară nostalgie și emoții dulci. De fapt, compozitorul, dirijorul și pianistul francez Michel Legrand a avut 12 nominalizări și a câștigat de 3 ori premiul Oscar, devenind singurul compozitor cu acest palmares. Prima statuietă Oscar a primit-o în 1968 pentru muzica la filmul Morile de vânt ale rațiunii, a doua statuietă în 1971 pentru Vara lui 42 și al treilea Oscar pentru muzica la filmul Yentl. Michel Legrand a compus peste 200 de partituri pentru film și televiziune, a înregistrat peste 100 de albume de jazz, muzică populară și clasică. A evoluat și în calitate de actor în 8 filme, a scris scenarii și a semnat regia pentru 2 pelicule cinematografice, s-a filmat în 20 de cronici. Genialul Legrand a îmbinat în creația sa muzica clasică cu elementele de jazz. Pasiunea compozitorului pentru muzică vine de la părinții săi, tatăl francez, conducător de orchestră de varietăți, mama armeană, pianistă. Pianul din casă îl atrăgea mult pe micul Michel. Pe când avea 10 ani, părinții l-au dus la conservatorul din Paris și băiețelul a fost admis imediat. Aici Michel Legrand a învățat să cânte la trompetă, trombon, vioară, violoncel, harpă. A fost pasionat de jazz și a încercat să scrie muzică. La 20 de ani, Legrand și-a creat propria orchestră pentru care scria muzică și colabora cu vestitul șansonier Maurice Chevalier. În 1956 și-a scos primul album, Iubesc Parisul, de melodii franceze în aranjament propriu. De la mijlocul anilor 50, Legrand scrie muzică pentru filme, comedii, drame, dar cel mai mare succes l-a avut muzica pentru filmul Umbreluțele din Cherbourg, firește, anul 1964. De altfel, partițiile feminine ale melodramei au fost interpretate de sora lui Michel, Genevieve. Pentru muzica din acest film, Michel Legrand a primit 3 nominalizări la Oscar. Peste ani, această temă muzicală rămâne veșnică. Elliot Gould, soțul actriței Barbara Streisand, i-a mărturisit odată în mare taină lui Michel Legrand că el cu Barbara, atunci când fac dragoste, ascultă neapărat Umbreluțele din Cherbourg. Michel Legrand a colaborat la 7 filme cu vestitul regizor Jean-Luc Godard și 10 filme le-a filmat cu Jacques Demy, dar a devenit creatorul genului muzical în cinematografie.
După ce a locuit 15 ani la Hollywood, Legrand a revenit în Franța. Paralel cu muzica de film, Legrand scrie muzică pentru celebrii Edith Piaf, Miles Davis, Barbara Streisand, Liza Minnelli, Ray Charles, Diana Ross, Björk, Sting și așa mai departe. Albumul Dingo din 1991 îi aduce lui Legrand premiul Grammy. În total, el are la activ 27 de nominalizări și 5 statuete Grammy. În anul 2005 a fost lansată o compilație a celor mai cunoscute coloane sonore ale lui Legrand, sub titlul Le Cinéma de Michel Legrand, cu 90 de cântece compuse de-a lungul carierei sale. Legrand are 4 copii, 2 feciori sunt muzicieni, iar fiicele au ales sportul, hipismul și auto. În 1990, Michel Legrand a fost inclus în cartea Gloriei muzicale a compozitorilor lumii. Celebrul compozitor Michel Legrand s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani pe 26 ianuarie 2019 și a fost înmormântat la Paris. Oh my
plagiatul acestei luni și al acestor zile, de fapt, vestitul interpret de muzică populară, maestrul Mihai Ciobanu, este unul dintre cei mai longevivi, mai activi și mai stabili interpreți de la noi, sau, cum a fost supranumit maestrul, un adevărat povestitor al sufletului românesc. Mihai Ciobanu rămâne constant un izvor de inspirație, de activism social, civic. Relativ nu de mult citeam o postare de-a dumnealui pe rețelele de socializare în care ne transmitea salutări aproape de la capătul lumii, din Panama. Atunci ne promisese, îmi promisese personal, că la întoarcere va trece neapărat pe la Vocea Basarabiei să ne împărtășească impresii de călătorie. Le vom asculta cu plăcere după ce maestrul Mihai Ciobanu ne va cânta acum Firește de dragoste, pentru că toți suntem în ecoul dragobetelor. Mihai Ciobanu, dragostea nu-i cu păcat. Seară am fost la fete, Dumnezeu Sfântul mă ierte, vremea nu stă să petrece, tinerețea și ea trece. Aseară am fost la fete, Dumnezeu Sfântul mă ierte, păcui și li sărutai, poate că mor duși în rai. Moldoveanca-i floare dulce, făi din ochi și-n joc te duci, moldoveni și lis cu foc, toate ar vrea ca să le joc. Da, moldoveanca-i floare dulce, făi din ochi și-n joc te duci, moldoveni și lis cu foc. De-aș ști că m-aș duce în rai, mi-aș face căruț cu cai, cai frumos și ius ca focul, haide, hai să-mi prind norocul. De-aș ști că m-aș duce în rai, mi-aș face căruț cu cai, dar știu că rai nu mă-i duce, că mi-a plăcut gura dulce. Bătrâneță, fii cu minte, nu mi-o lua înainte, vreau de dragoste și dor să mă satur și să mor. Vreau de dragoste și dor să mă satur și să mor. Eu știu că în rai nu mor dulce, hai când mi-a plăcut gura dulce. Păi dragostea prea mult nu ține, sufletul singur rămâne, mă rog și noapte și zi, Doamne, nu mă îmbătrâni. Dragostea prea mult nu ține, sufletul singur rămâne, vremea trece și se duce, bătrâneța mă ajunge. Vremea nu stă să petrece, tinerețea și ea trece, lasă treacă, nici nu-mi pasă că am avut viață frumoasă. Vremea trece și se duce, bătrâneța mă ajunge, dar lasă treacă, nici nu-mi pasă că am avut viață frumoasă. Viața-i dulce, chiar dacă rai nu vor duce, să iubiți cu adevărat, dragostea nu-i cu păcat. Să iubiți că viața-i dulce, chiar dacă rai nu vor duce, cu femeia drăgăstoasă poți să-ți faci raiul și acasă. Moldoveanca-i floare dulce, făi de ochi și-n joc te duci, moldoveni și lis cu foc, toate ar vrea ca să le joc. Să iubiți că viața-i dulce, chiar dacă rai nu vor duce, asta am vrut să vă spun. Te știi, eu un om bătrân, ascultă vorbile lui și la alții să le spui. Dacă dragoste nu ai, nu găsești drumul spre rai. Așadar, aflat încă în ecoul celor 71 de ani pe care i-am plinit zilele acestea, după o călătorie asemeni cărora maestrul le are multe pe parcursul anilor, artistul cu adevărat al poporului Mihai Ciobanu este invitatul meu astăzi aici la Vocea Basarabiei. Bine ați venit, maestre! Bine v-am găsit sănătos! Mă bucur să te văd sănătos! Și eu la fel. Și cu zâmbet pe față. Mihai, știu că ești, cred că chiar și Zinaida Julea spunea odată, că
mai harnic artist de la noi nu e decât Mihai Ciobanu. Ea spunea cu foarte multă admirație pentru hărnicia ta. Majoritatea sunt harnici dintre colegii mei și sunt minunați cu toții, au stilul lor aparte. Muncesc. Eu am muncit înainte de a fi artist și am acumulat o straistă cu cântece bătrânești, culese, am făcut expediții de folclor în toate zonele unde locuiesc români și în partea Izmailului și în partea Bucovinei încolo și mi-am pus de saga așa și acum când, ca într-o căpiță de fân, când am nevoie să folosesc ceva, trag un braz de fân ori de paie și le aleg care de făcut o pălărie, care de făcut tineri, ce în gospodărie, așa. Și am impresia că căpița aceea de paie este interminabilă. Este un izvor pentru mine, un izvor de bunătate, așa precum este apa, fără de care nu este viață. Așa este și izvorul meu, pentru că dacă n-aș cânta, aș fi amărât cu totul. Și asta mă bucură, că de fiecare dată, cândva, mai mulți ani în urmă, nu trăgeam atenție la unele melodii, că era numai o strofă, că melodie așa, dar acum parcă îmi pare că s-o leacă mai vrednic și știu să reglez așa, să le pun la locul lor și versurile cu ajutorul unor prieteni buni de mei meseriași în a face texte și poezii și la muzică la fel și parcă descoper de fiecare dată ceva nou, ca zilele săptămânii, luni, marți, miercuri, așa, și fiecare zi și lună a anului este o descoperire pentru noi toți. Mihai, pe 20 februarie ai făcut 71 de ani. Eu întotdeauna mi-am exprimat... Nu-mi vine să cred. Am vrut să te întreb. Da. Îți vine să crezi? Nu. Inima mai bate. E bine. Nu că mai bate, trebuie să mai bate. Dar eu altceva vreau să zic. Eu îmi exprim întotdeauna admirația pentru oamenii care au trecut deja de vârsta tinereții fizice, nu și sufletești, pentru că sufletul nu îmbătrânește niciodată, dar care se mențin în scenă, se mențin în profesie, că sunt numărați pe degete, Zinaida Julia, Olga Ciolacu, Ion Surucianu, Alexandru Lozanciuc, în afară de Mihai Ciobanu, firește. Și mai sunt. Da. Ce te face să te menții? Păi e ușor să cânți la 71 de ani. Să fiu sincer, e mult mai ușor de la început. De ce? Pentru că cunoști niște... ai învățat pe parcursul niște secrete, vieții, niște taine, niște care nu știi cum să te descurci. Așa. Cum să te descurci înainte de a ieși în scenă, trebuie să știi niște lucruri, cum să ieși, cum să ieși din scenă, cum să pronunți, la care distanță a microfonului să te apropii, să nu fii prea... Da. Așa? Și multe alte chestii. Că deci ești deja într-o chipare a unei enciclopedii de cunoștințe în domeniu. Dar vreau să spun și altceva. Eram într-un turneu cu minunata noastră interpretă, Sofia Vicoveanca, și discutam așa, am avut mai multe spectacole așa, peste prut împreună, și ea îmi spunea, măi Mihai, dacă nu am avea grijă cum ieșim în spectacole, să avem grijă de noi, să ne păstrăm înainte de spectacol, așa, trebuie... Să dormim bine, da. Să arătăm bine. Da, noi am fi mult, mult mai bătrâni. Am arătat mult, mult mai bătrâni. Și este un adevăr, eu cred că. Pentru că trebuie să avem... Să rușii au o zăcală acolo. Iscustvă trebuie jertf. Da. Și... Arta noi care suntem născuți pe timp sovietic, jertfe. Victime, da. Și ele se găsesc. Da, adică asta am continuat eu. Dar fără asta nu e interesantă viața. Că lumea e diferită și cu asta e interesantă. Ce te face să te simți așa? Faptul că nu stai locului, că nu... Păi grija și dragostea față de cânticul care îl cânt.
asta mă face să nu-mi fie rușine de oameni, adică să am grijă să unde mă duc, să știu să zic bună ziua și să știu să mulțumesc la cei care am a mulțumi. Și când ți-e dor de un cântec nou, te duci frumușăr la scârta aceea de paie? Nu de un cântec nou, de un buchet de cântece. Chiar de un buchet? Da. Tu iei cu... Da. Bubnul așa, cu palma. Eu așa mă uit ce n-am mai cântat, ce teme de cântec n-am mai cântat. De exemplu, cântece satirice, cântece de dragoste, cântece de joc și voie bună. Ei, de dragoste ai mai avut. Că ai și un cântec care îmi place mie foarte mult. Știi care e dragostea e cu foc dacă da, ai mai noroc. Da. Uite, cântece de glumă ai mai puține repertoriu. Am de ajuns. Ai? Am de ajuns. Nu le-am cântat aici în emisiune. Probabil. Dar eu am văzut lista cântecilor tale și am încercat să le număr. Zic, interesant, dar Mihai Ciobanu le număra vreodată câte sunt ele. Și dacă cineva îi spune, cântați-mi, vă rog, de pe discul X, cântecul numărul 34. Păi trebuie să le aibă pe toate 20 și ceva de CD-uri. Dar câte ai? 20 și... Cred că 20 și ceva, nu 20 mai știu. Ceva. Ok. Și... Dar, dacă se întâmplă așa, să spună, omule, te băgăm în cartea recordurilor dacă mâine ieși în scenă și le cânti pe toate, de la început până la urmă. Le cânt, dar cu foaia, cu calculatorul înainte, că e imposibil să... Textele nu se mai memorează așa, da? Nu se memorează pentru că la un text eu am mai multe variante. Aha. Numai din punctul ăsta de vedere pot să încurc, adică nu e o greșeală mare, da. Dar pot să încurc, de exemplu, l-am înregistrat într-un fel și mi-au rămas, sau mi-au fost dragi. Înainte, știi că era consiliile astea la radio și televiziune, unde nu trecea bunoară la un cântec de anii mei, din primele cântece, pentru mândra care îmi place. Consiliul n-a primit că era vorba despre dragoste. O iau mamă pentru o noapte, o iau mamă până la moarte, o iau mamă până la moarte. O iau mamă pe mândra mea, da. Pentru mândra care îmi place, nici părinții n-au ce-mi face. Dar pe care eu n-o vreau, ei mi-o dau și eu n-o iau. Uh-huh. Lasă-mă mamă și tată să-mi aleg fată să-mi placă, că n-o iau pentru o noapte, o iau mamă până la moarte. Așa. Și Consiliul nu dă de voie să, cum să o iei până la... Până la moarte. Da. Și trebuia... Nu, eu înțeleg că dacă ziceai, nu iau, Doamne, până la moarte, o iau doar pentru o noapte. Eu înțeleg de ce îți interziceau cânticul ăsta. Și mi-au... Nu cânticul, mi-au schimbat versul. Versul. Mi-a mult îmi place așa. Că eu l-am înregistrat când am scăpat de Consiliul acela. Dar ai spus în stil popular, de ce? Păi da, ce da. Frumos. Erau și mai erau și alte lucruri. Da. Adică o iau pentru totdeauna să fiu alături de ea. Asta e sensul. Da. Păi... Așa era atunci. Mm-hmm. Dar poate că asta și m-a călit, pentru că erau multe lucruri, că era o perioadă acolo, nu știu dacă e bine să vorbim despre cum era atunci, rău sau bine, dar eu știu că ne ducem, lucram la radio, televiziune și Consiliul noastră Lazareu, că zici, era o perioadă când dădeam textele fără autor. Adică așa, chipul să fie democrat. Da, să fie... Democratic, da. Și Nastela Lazareu zice, mai Mihai, cum e la tine? Zic, nu trec. Acolo era un redactor, nu vreau să spun cine. Și zice, eu am prezentat textul lui Eminescu și nu trece. Zice, adem la președinte să-i spunem. Și ne-am dus, era Dumnezeu să-l ierte, usată-i. Și zice, domnule, dacă nu trec cântecile, versurile pentru asta, ce să cântăm? Și el așa s-a uitat la noi, a zâmbit, duceți-vă și cântați. Și, adică, s-a lămurit până la urmă multe lucruri, dar a fost în toată viața exces noastră. Exces de zel. Diferite întâmplări care, acum ați vine să... Să zâmbești ironic. Să zâmbești, dar atunci suferei. Dar păi cum? Nu trece versurile lui Grigore Vieru, nu trece, de exemplu, eu am făcut niște cântice... Dar ce era în ele? Era taine de stat? Erau? Ce era?
ascultă. Ori că Mihai Ciobanu avea prea multe cântece înregistrate și lasă-l să mai dea, dar nu-l spune în direct. Ori că, de exemplu, Grigore Vieru venea și zice, îmi dădea un text acolo și eu zic, nu pot să-l cânt pentru că sunt cuvinte livrești. Și în muzică populară, folclorică, nu se lipesc cuvântul speranță și alte cuvinte mai e, așa? Și el așa, da cum, dar eu aud vocea ta, dar cum? Dar eu ca să nu supăr, să duc supărat de la mine de acasă, spuneam, dar mă, ta cam cum îți mai, cam cum, când ai făcut textul, ai îngânat așa ritmul, măcar ceva. Și luam dictofonul și el cânta așa, fără nici o nădejde. Și eu îl înregistram. Și pe baza ce-o cântat, el mai adunam niște floricele, mai schimbam fraza muzicală altfel acolo. Și când venea altă dată, eu îi spuneam, ia ascultă-mă ta, că am găsit melodia la textul acela care l-am făcut, de exemplu, mai orășănesc, așa în stilul. Și am dat, cine a făcut-o? Zic, dumneata ai făcut-o. Cum eu? Păi e că dumneata mi-ai cântat așa și eu am schimbat o leacă melodie. Dar îmi plăcea și mie, de exemplu, cum e despre Grecia, un cântec, cum pleca lumea la începuturile perioadei așa în țări străine, Italia, Grecia. Și cântecul ăsta n-a fost primit de Consiliu, pentru că, da, și Grigore Vieru e compozitor, dar e frumos? Da. Păi, da, da, și mult, și nu, mult. Dar e frumos? Apoi ce mai vreți? Nici nu puteau să zic cuvântul frumos. Da. Că, dar erau alte, dar până la urmă am biruit cu toții. Foarte bine ați făcut că ați biruit. Maestre, eu zic să mai cântăm ceva, după care revenim să vorbim și despre Panama și despre acest CD pe care îl avem pe masă, care există mai demult, dar care încă nu a fost lansat oficial. Este al 25-lea sau este al 26-lea? Nu știu. Nu contează. Un buchet. Al nu știu câtelea. Da. Deci, am cântat despre dragoste. Hai să cântăm Floare mândră e bujorul. E un cântec mai liric. Mândră așa. Floare e bujorul. Mândră floare e bujorul. E un cântec de suflet. E un cântec care sper că va fi îndrăgit. Nu e despre satul Bujor din care vii? Despre floarea Bujor. Despre floare. Da. Dar despre sat am altul. Și altele. Adică, asta e un cântec mai liric. E un cântec care mi-am dorit să se regăsească toată lumea, de vârsta mea și nu numai. Deci, mândră floare e bujorul. Mihai Ciobaru. Floare e bujorul, multe doruri are omul. Cine-și cântă dorul lui, fericit ca dânsul nu-i mă. Mândră floare e bujorul, multe doruri are omul. Cine-și cântă dorul lui, fericit ca dânsul nu-i mă. Omul care are jale cântă cântecele mele, ofo. Cine n-a trecut prin greu nu știe cântecul meu, mă. Trece un dor și altul vine, nu știu când o fi mai bine, ofo. Lasă să fie, numai fără dușmănie. Când
cântă, cântă, gură scumpă, că lumea cu drag te ascultă. Gura cântă, că așa-i place, inima plânge și tace. Cântă, cântă, gură scumpă, că lumea cu drag te ascultă. Gura știe a cânta, inima știe a râda, mă. Omul care are răle, cântă, cânte cele mele, of, of. Cine n-a trecut prin greu, nu știe cântecul meu, mă. Treci un dor și altul vine, nu știu când o fi mai bine, of, of. Cum o fi, lasă să fie, numai fără dușmănie. Ce am amu, inima știi numai tu, mă. Câte rele pe pământ, toate le-am pățit pe rând. Ce-am avut, ce am amu, inima știi numai tu, mă. Și la bine și la greu, eu îl am pe Dumnezeu. Omul care are răle, cântă, cânte cele mele, of, of. Cine n-a trecut prin greu, nu știe cântecul meu, mă. Treci un dor și altul vine, nu știu când o fi mai bine, of, of. Cum o fi, lasă să fie, numai fără dușmănie. Despre bujorul Floare Mândră ne-a cântat Mihai Ciobanu. Să înțeleg că dacă vine din satul Bujor, îi plac bujorii. Da, florile... Copilăriei. Și a copilăriei la fel. Îmi plac toate florile, dar bujorii am descoperit că sunt atâtea specii de bujori, nici nu știam. Uh-huh. De la cei sălbatici până la cei mai europeni, așa, deosebiți. Da, sălbatici, am și eu una acasă. Negri. Negri. Eu am roz, alb și roșu. Da, eu am mai de multe feluri, dar... Dar nu mă laud ca tine, zi. Da, nu, nu, dar e bine să fie în jurul casei flori. Uh-huh. În jurul casei tale sunt flori? Da. La Valea Fermecată. La Valea Fermecată. Ce flori are Mihai? Acum sunt ghiocei. Așa. Foarte mulți ghiocei au apărut. Am fost vrednic și am strâns frunzele care căzuse pe jos deasupra. Sau ai adus pământ din pădure? Nu, chiar am sădit ghiocei, că perdusem sămânța și... Bucură ochii când vezi flori. Îmi plac trandafiri diferiți și de ești cățărători și de cei de pentru dulceață. Așa, cei de dulceață, să-mi dai și mie un puișor, că vreau să-mi fac și eu unul de cel de dulceață. Eu am gândit că îți zici un borcanaj de dulceață. Nu, 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 eu cu dulceață mai puțin, dar uite, cu trandafiri de dulceață mi-e place mirosul lor. Iată un nou album despre care trebuie să vorbim. Îl am aici în față. E un album foarte interesant pentru că e făcut cu orchestra Lăutarii. Nici nu putea fi altfel. Scrie și pe copertă. Anii mei ca niște flori. Iată, apropo de flori. Asta, de fapt, e rodul muncii mele la vârsta de 70 de ani.
Acum, cu întârziere, am venit să vă spun și vouă așa de această bucurie a mea și... Dar de ce n-a fost lansat? Scuză-mă, te rog, de ce n-a fost lansat? Păi n-am avut când, am avut spectacole, așa, n-am făcut, am făcut lansarea la o carte care, care știi că am fost la, în emisiunea voastră și parcă îmi părea să nu fie prea mult, prea multă laudă. Lăsăm așa să fie mai împrăștiate bucuriile, că fără să vrei, cu coada ochiului te bucuri dacă este ceva frumos și împlinit. Corect. Mai lași motive de bucurie și pentru... Adevărat, pentru alte zile. Pentru alte zile, corect. Deci ăsta ar fi ultimul album, da? Nu știu. Pe care vorbim acum. Adică până, realizat până, până acum. Da. Da, cam până azi, da. Cine știe. Nu zic că n-o să fie mai departe, dar cum a vrea Dumnezeu de acum. Că mi-e dragă să adun, să fac și mai ales, mai mult mi-e dragă când... văd că se bucură și mă telefonează unii alții, unii cunoscuți, alții necunoscuți și își spun sentimentul de dragoste, de respect pentru ceea ce fac eu. Da, nu poate provoca alte sentimente tot ceea ce vedem la Mihai Ciobanu decât respect și admirație. Maestre, te-am văzut pe Facebook la capătul lumii. Pentru mine Panama e la capătul lumii, știi că e în America Latină, dar știi, în America de Centrală, de fapt. Da, da. Și eu mă gândesc că eu când am ajuns acolo, dar mă gândesc că asta e capătul lumii pentru unii. Cum ai ajuns acolo? Păi e, pentru că feciorul tău e în Canada. În Canada, din câte știam eu. Da, da. Am fost invitat pentru a face o surpriză. Unii interpreți se îmblă cu surprizele pe la noi. Așa. Dar eu am avut fericită ocazie. Că ai avut autobuz direct până în Panama, de ce să te duci? Nu, să fiu invitat în Canada. Așa. În Canada, la o aniversare de 60 de ani, a unui prieten bun de-al meu, care este prieten la tuturor artiștilor de la noi, pentru că este un basarabian de-a nostru, născut la Gura Galbenă și care a făcut până acum 15 ediții de festival a Polobocului de Aur. Așa. Îl făcea iarna și primul invitat a fost Gheorghe Urschi cu Zinaida Julia. Și am nimerit și eu în 2010, tot am fost invitat de Ala Mândăcanu la niște concerte acolo cu Ziua Limbii, că vara era și ziua așa niște sărbători, așa, și cu Bucico, cu Angela Bucico am avut niște spectacole împreună. Și la festivitatea aceea, acolo unde a fost spectacolul, era lumea la masă, la mies, stăteau așa și au scos o tombulă și s-a tras niște bilete acolo, unde pe un bilet scria o pereche de oameni, aveți mâine invitații la restaurant să luați cina împreună cu Mihai Ciobanu. Iaute ce... Și la a doua zi ne-am dus acolo și am mai venit încă o familie, a fost invitat de cei care au câștigat. Așa. Unde care ne-am cunoscut și acela era familie ce? Era familia Budișteanu. Ne-am cunoscut și anul viitor m-a invitat și pe mine la festival. Și tot așa am fost invitat, cred că de vreo 9 ori, dar de fapt în Canada am fost mai mult de 10 ori. Ei, dar păi dacă te duci la 10 ori? Nu, de atâta. Nu, că câteodată ficiorul nici nu știe. Și acum tot n-a știut ficiorul pentru că a fost o taină. Soția lui Alexei Budișteanu s-a sfătuit cu ficiorii lor, care au doi ficiori, cu familiile lor, cum să-i facă soțului o surpriză. Și s-au gândit să mă invite pe mine să-i cânt la 60 de ani. Și așa ne-a trimis bilet, eu am zis că eu nu joc în joaca asta, voi cu femeile, cu soția. Da, 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 da. Eu, e rușine de Alexei, cum să ascund eu lucrurile astea, dar eu nu știu nic. Mă fac că nu știu. Da. Ne-am dus acolo, sigur că când am ajuns a fost o surpriză deosebită, cu lăcrimi de bucurie și pe urmă ei ne-au făcut nouă o vacanță împreună cu dânșii în Panama.
Că așa de fiecare dată, când avem spectacole în Canada, ei știu satisfacția mea că vreau să văd mai multă lume. Așa am fost cu dânși în Cuba, în Jamaica, în Costa Rica, în Nicaragua și așa mai departe. În America Latină, așa mai multe țări care sunt asemănătoare una cu alta până la urmă. Din punct de vedere muzical și sunt niște lucruri foarte interesante care pentru mine e o descoperire mare și vin înapoi încărcat de gânduri cum să mai fac, să mai caut. Și emoții. Ai găsit mulți moldoveni în Panama. Da. Acolo ne-a invitat o familie de basarabeni care cumpărase cu 2 luni în urmă un apartament pe malul Oceanului Pacific, așa. Și când ne-am dat jos din avion, ei în Panama, ei ne așteptau de acum cu mașina lor și ne-au dus deodată la un restaurant pe malul oceanului, la ziua de naștere a lui Vitalie Lavric. A fost un muzicant, un contrabasist, a învățat la noi. Da, a cântat în Millennium, soția lui a învățat la Neaga, la Baian. Și el locuiește în Panama. Ei locuiesc de fapt în Canada, dar și-au cumpărat o casă de vară. De vară, în Panama. În Panama. Noi ne cumpărăm la Steuceni, la Orhei. Și am petrecut foarte interesant în această timp de 10 zile, nu știu cât acolo, că ei au avut grijă de noi să ne ducă și la canalul Panama și la într-un trib. Am văzut tălâncuța de acolo, de la dânșă, cum arată și cum cânte. Și comparam și era interesant, foarte interesant. 5 fete de acolo, în costumele lor, în tribul ăsta unde am fost. Și ziceam, ia că asta e tălâncuța lor. Și multe curiozități. Că fete de origine panameză. Da, din trib. Acolo sunt niște poze, cum ajungem în tribul ăsta pe un râu care curge în canalul Panama, un râu care se numește Râul Rechinilor, în traducere. Și tot ne spunea, nu puneți mâna pe barcă, așa, nu vă apucați de barcă, că eram așa câte vreo 10 într-o barcă și era în costume naționale, unul în față, un panamez și altul, așa, costum național înseamnă că niște șorți cu biser, cu știi tu cum. Așa. Și ne duceau acolo și ne-au hrănit. Dar nu puneți mâna ca să nu vă muște rechine? Nu muște rechine, da. Sunt mulți rechine acolo, da? Ei, nu știu, poate asta e o poveste, dar n-am văzut rechini. Pur și simplu trec multe bărci cu turiști și poate să lipească o barcă de alta. Cred că asta e. Rănească, da. Și bine și frumos. Am văzut Teatrul Național din Panama City, am văzut Ministerul Culturii, am fost într-o catedrală extraordinară, unde am văzut în catedrală pentru catolici acolo, dar am văzut și icoana Maicii Domnului, care pentru mine a fost curios să văd o icoană. Ortodoxă. Da. Pentru că Maica Domnului este chipul suprem în religia catolică. Da. În religia... Da, în alte părți nu văzusem, știi, o chestie așa mai... Și multe lucruri curioase și interesante. Poporul ăsta e un popor cu minte ca noi, ca comparativ cu Baneja, cum e, sunt mai vesel, mai ori cei din Costa Rica, sunt mai cuminciori, sunt mai, nu știu cum, primitori, așa mai sufletiști într-un fel. Dar au și ei și bucurile și necazurile care există, pentru că așa e lumea făcut, cred că. Unii trăiesc mai greu, alții foarte bine. Eu cred că oamenii se aseamănă cu toți pe tot globul pământesc, diferă doar mentalitatea care ține de o societate anume, de un context istoric anume sau de un context geografic anume. De fapt, oamenii simt la fel, gândesc la fel, iubesc la fel. Da, am fost la canalul Panama într-o excursie acolo și ne-au dus la un film 3D cu ochelare, așa, foarte interesante lucruri și acolo aflasem că timpul când se construie canalul ăsta,
cu ajutorul americanilor acolo. Dar atunci au murit, mureau foarte multă lume, lucrători de la asta. Și au trecut ani și nu știa nimeni de ce mor. Motivul. Da. Pe urmă au venit specialiști, medici, de o savanți, eu știu, și au descoperit că din cauza țânțarilor, malaria. Ei răspândeau malaria, da. Și da, dar s-a constatat, s-a descoperit mai târziu. Foarte interesante lucruri care eu nu le-am cunoscut și acum în țara asta n-am văzut țânțari. Se vede că e nimicit pentru totdeauna. Se vede că și sistem de rechini. Da. Frumoase amintiri, sunt sigur, dar de ce nu le așterni? Niște povestiri măcar pe Facebook. Dacă aș fi un scriitor, da, așa eu am treaba cântecului. Dictează-le la dictafon măcar. Da, am atâta de făcut. Da, Doamne, sănătate. Important e să aveți, să vă ajungă sănătate, să le faceți măcar pe cele mai importante. Da. Oricum mă sunt și îmi plac oamenii care sunt de zicala cât trăim să facem bine, că rău are cine. Corect. Oricum zice mama mea, fă bine cât poți, rău îi faci când îi vrei. Da. Mihai Ciobanu, la mulți ani, maestre, pentru că nu ne-am văzut de ziua mama tale, ești într-o zi cu Valentina Cojocaru. Așa este. Și am felicitat-o pe Valentina Cojocaru pe 20. Era aici? Da, eram aici. Ție ți-am scris pe Facebook felicitări. Da, mulțumesc foarte mult. Dar vreau să te felicit și oficial în numele tuturor telespectatorilor noștri și admiratorilor, pentru că e o armată întreagă de oameni care... Am transmis și eu felicitări din partea mea, că n-am reușit să telefonez. Noi am avut în viața noastră o colaborare frumoasă. Am lucrat la Folclor mulți ani. Pe urmă am fost primii invitați cântăreți să mergem să cântăm cu orchestra de la Focșani. Am fost într-un turneu și pe urmă am fost foarte des invitați de orchestra Rapsozii Botoșanilor cu Ioan Cobâlă și am călătorit foarte, foarte, foarte mult. Acum ne-am cam răcit, nu știu care e cauza, dar eu respect că e o mare interpret, e o femeie veselă, a fost totdeauna cu dispoziție. Este, are un umor absolut special. De altfel, pentru că am zis de Valentina Cojocaru, să spunem că a fost omagiată și Maria Iliuț. Și de asemenea o felicităm din tot sufletul. Da, da. Sigur că merită. Oamenii care fac ceva și răsar flori după faptele lor frumoase, sunt oameni care trebuie să iubiți. Faceți lucruri frumoase ca în urma voastră să răsară flori. Uite ce citat frumos. Mihai Ciobanu, în paranteză. Mihai, îți mulțumim foarte mult. La mulți ani încă o dată. Succes. Să-ți duci la bun sfârșit toate ideile pe care le ai. Absolut frumoase, care ne fascinează și cântăm în final Bate vântul Vălurele. Da. Un cânt care am făcut videoclip la mine în sat, pe fundalul casei părintești. Un cântec cu un subiect așa mai deosebit și mă bucur că mi-a reușit. Eu vreau să-i mulțumesc pe această cale maestrului Nicolae Botgros și orchestrii Lăutare și sunt mândru că am avut posibilitatea să fiu invitat să fac acest CD. El, dumnealui, mi-a propus, hai și cu noi să imprimi o 3-4 cântici. Corect. Și eu îi spun, zic că ori fac un disc, facem un CD, ori nu facem nimic. Și am făcut. Și mulțumesc. Foarte bine. Bunului Dumnezeu, mulțumesc că s-a realizat gândul meu frumos. Bate vântul Vălurele. Astăzi o dedicație specială de la Mihai Ciobanu. Și mi-aduce dor și jăle.
surorile mele, oho. Mai am și doi frățiori și de dânșii-mi este dor, măi. Cele adăleac inimii mele, turturică din vâlcele, adăleac inimii mele, adăleac inimii mele, de la frați și surorile, oh, oh. Din trei faci trei rămurele și apă din fântânele. Cetina să-mi aline inima, mă. Bate vântul cetina să-mi aline inima, mă. Când aveam mamă și tată, aveam inima-n păcat, oh, oh. Am o inimioara mea să mă asculte, nu mai vrea, mă. Viața-i scumpă și frumoasă când stai cu cei dragi la masă. Viața-i scumpă și frumoasă când stai cu cei dragi la masă. Satul nostru, drag bujor, ne adună în sărbători, oh, oh, oh. La casa părinților, cu surori și frățiori, mă. Florile de la fereastră ne amintesc de mama noastră, oh, oh. Și bondița cea din cui de tata că nici el nu-i, mă.
Vă prezentăm în continuare un preaviz al ultimului nou proiect Moldo Duo. După ce la începutul acestui an, unul dintre acești duo a adunat o sală plină de admiratori la un spectacol neasemuit de frumos la Sala Gorgă, familiarizându-ne cu toate cele 12 studii transcendentale ale compozitorului Ferenc Liszt. Binecunoscutul și virtuosul acordeonist Radu Rățoi ne invită din nou la o surpriză muzicală pe care a intitulat-o împreună cu coechipierul său Povestea noastră. Sună romantic, dar foarte bărbătește. Este vorba despre un spectacol cu atmosferă specială, plină de trăiri, de emoții, de poveste, în cadrul lansării proiectului Seri în Armonie. Iar povestea noastră, între ghilimele, este pentru că Radu va evolua în scenă alături de un coleg de breaslă, binecunoscut și talentat flautist Ștefan Deaconu, un fel de muzician tânăr, dar deja recunoscut la nivel internațional. Ce anunță o seară cu multe surprize, iar spectacolul este de fapt un eveniment consacrat aniversării a 80-a de la crearea fabricii de mobilă ICAM. Iată, am urmărit evoluarea celor doi adineauri cu un fragment din dansurile românești de Bela Bartok. I-ați văzut cântând în doi, pe Radu l-ați văzut cântând și singur. Cât este de ușor să cânți? Ce-i mai bine să cânți? În doi sau de unul singur? Salut, bine ați venit! Bine v-am găsit! Ștefane, ai luat apă în gură, ești pentru prima dată la Vocea Basarabiei. Radu a mai fost pe canapeaua asta. Am luat o cafea, deci. O cafea în gură, da. Ce-i mai bine? Cum e mai bine să cânți? Cred că este foarte diferit, mă rog, ca și în viață. Poate e mai bine câteodată să fii singur, însă e foarte deosebit când cu cineva sau trăiești cu cineva. Deci îmi place că ai pus la îndoială. Poate e mai bine. Da. Cum spunea Grigore Vieru într-un poe? Îndoielnic e totul. Exact. Cred că n-am întrebat corect. Eu trebuia să întreb cum e mai ușor să cânt singur, de unul singur în scenă sau cu cineva alături. Același răspuns. E diferit. E doar diferit de asta și le facem pe ambele, pentru că chiar sunt chestii. Ștefan zâmbește misterios. Are pregătit un răspuns bombă. La mine exact invers. Tot timpul îmi place să cânt cu cineva pe scenă. Fiind un instrument, flautul fiind un instrument care e destul de complicat să cânte singur și e și un efort fizic mai mare, presiunea e mai mare să fii singur pe scenă. De asta, de fiecare dată, prefer să fim cât mai mulți, cel puțin doi, dar chiar o orchestră, de multe ori, mă simt mai în largul meu să fiu cu mai mulți colegi pe scenă decât să fiu singur. Am avut un flautist zilele trecute aici, la Vocea Basarabiei, Eduard Dopireac, un autor de muzică și un aranjor fantastic și un instrumentist legendar de la noi, care cânta și cu legendara formației Noroc și cu alte trupe. Și îi ziceam și lui, zic, eu din câte știu, flautul este unul dintre cele mai complicate instrumente în orchestra simfonică. Adevărat și nu, într-adevăr, un instrument, un flautist a spus în felul următor, flautul e cel mai ușor instrument ca să cânți la nivel de amator, dar cel mai greu ca să fii profesionist. Și cu toate că nu e un instrument așa de complicat la prima vedere, practic ai mai puține clape, dacă îl scoți pe geam din mașină, cântă singur. Și asta e testat de mine. Dar ca să cânți frumos la el. Și mai ales dacă e flautul fermecat, exact, ca la Mozart, cântă... Și având în vedere cât presiune este pe umerii flautiștilor, sunt secole de flaut, că flautul e considerat cel mai vechi instrument și atunci așteptările de la un flautist sunt mult mai mari decât așteptările de la un instrument mai modern, cum ar fi fagotul sau oboiul chiar. Și cu toate că un instrument mai puțin dificil la prima vedere, totuși ca să-l mânuiești încât să impresionezi lumea cu el, este foarte complicat. Nu ți-a zis mama și tata, măi Ștefane, păi ce ți-a trebuit flautul ăsta? Învățai să cânți la o vioară, la un acordeon, la o trompetă, mai cântai și la o nuntă, la o petrecere. Dar cu flautul cine te cheamă? Uite, Radu, cu ocazia asta. Iată salvarea ta, Ștefane. Radu Rățoi. Radu, spune.
Păi, cum s-a născut, de fapt, acest duet? Dincolo de motivul, de faptul că ați studiat împreună în Danemarca. Că vă leagă același oraș de studii și, mă rog. Da, cumva, noi ne știam din Copenhaga, amândoi. Eu eram student, Ștefan deja finalizat studiile pe atunci. Cumva, ne gândeam, poate cântăm, însă n-a apărut nicio ocazie. Iar într-o zi am fost invitați, cumva, a fost o idee că cântăm în doi la un concert din Tivoli Hall, o sală mare de concerte din Copenhaga, una din cele mai importante, și am spus, ok, hai să începem de la asta. A fost așa ca un impuls și de acolo ne-am pornit, ne-am gândit, ok, ce ne unește? Moldova, ok, suntem Moldova înseamnă. Așa. Moldova de pe mal și celălalt al Prutului. Exact, cam asta e scopul nostru, cumva să... Feeling-ul e același. Da, și inclusiv mesajul nostru ca artiști, fiindcă e important ca artist să ai și un mesaj social pentru lume, că de asta facem artă, vrem să schimbăm lumea puțin sau mai mult, asta rămâne de văzut, dar mesajul nostru e un mesaj de unitate și de confrăție între toate națiile și începem de la Moldova, fiindcă aici suntem, dar asta se aplică pentru toată lumea, mai ales în zilele noastre, unde suntem așa zguduiți de tot felul de probleme. Cataclisme sociale. Da. Și nu doar. Deci da. Zis, hai să cântăm împreună. Acum spuneți-mi, vă rog, cât de bine se pupă naiul, iarăși flautul. Când și la nai. Apropo, am început să cânt și la nai, deci ați nimerit-o. Am avut un naist astăzi aici în studio, de aceea și sunt încă despre nai. Flautul și acordeonul, cât de bine se asociază sunetele acestor două instrumente, pentru că nu poți cânta cu orice instrument în duet. Da, cumva este o combinație neconvențională, nu prea există. Tradițională. Da, nu este tradițională, însă, mă rog, cumva, eu cred că se combină și se completează reciproc aceste două instrumente. Eu la început mă gândeam, ok, acordeonul fiind un instrument masiv, părerea mea, chiar sună tare, zic, n-are nicio șansă să mă... Să mă acoperi. Îți trebuiască așa, de abia. Alătură acolo undeva, miau, cu flautul. Și așa, încet mă gândeam și apoi, stai un pic, că nu e chiar așa. Chiar câteodată într-o sală mare, eu trebuie să transpir să-l ajung din urmă. Deci, da, cumva, mă rog, dacă ai urechi să asculți, cred că poți găsi o balanță și să găsești cât cele mai bune avantaje la fiecare instrument. Care este mai iute dintre instrumente, nu dintre voi doi, dintre instrumente, naiul sau acordeonul? Indubitabil. Naiul, iarăși. Flautul sau acordeonul? Că el este virtuos, știm. Da, cred că acordeonul e mai facil să cânte pasaj de virtuozitate, odată că tehnica permite o repetare a notei sau o înșiruire de note mult mai rapid. Ai niște clape pe care le apeși la flaut. Fiecare notă presupune o întreagă combinație de mușchi care funcționează să iasă nota respectivă și o întreagă combinație de degete. Deci un schimb între două note câteodată presupune și schimbarea a 5 degete deodată. Pe când la acordeon e doar un deget și atunci e mai ușor pentru un acordeonist, cred. Chestia așa asta... că toate pasajele grele le dau lui Radu. Uite, flautul, chestia asta am întâlnit-o și la oboi, pentru că am învățat să cânt la oboi pentru un spectacol de teatru. Okay. Și personajul meu era oboist și trebuia să cânt 16 tacte din Marcello, îți dai seama. Și le-am învățat și le-am cântat. Dar bine că eu am fost trompetist în copilărie și am cântat vreo 10 ani la trompetă. Dar trompeta și oboiul, știu sigur că sunt două opere diferite. Și știu că acolo ai apăsat cu degetul jumătate din gaură și e altă notă. Sau jumătatea asta e altă notă, e alt sunet și e foarte complicat. Și aici la flaut. Asemănător, da, poate la flaut nu e chiar așa de complicat ca la oboi, de asta am zis că flautul nu e cel mai complicat instrument din orchestră. Aș spune că oboiul este unul din cele mai complicate, într-adevăr, deci a pornit chiar din top. Dar și la flaut pasajele de virtuozitate nu sunt chiar așa facile, din cauza că presupune foarte multe schimbări de presiune de aer, adică nu e doar degetele pe care le schimb ca să iasă notele, nu e o tastatură. La acordeon e puțin mai asemănător cu pianul, unde ai o tastatură, da, practic o claviatură pe care când apeși nota iese. La flau fiecare notă presupune un efort interior mult mai intens. Dar cumva aș spune că flautul e
are o coloristică aparte și chiar, mă rog, acordeonul are registre diferite și parcă toate sună diferit, însă toate au așa o marjă de culoare. Când flautul, cred că spectrul ăsta e mult mai larg. Fiecare instrument, eu am cântat la destul de multe, fiecare instrument are avantajele, dezavantajele și fiecare instrument e cel mai greu și cel mai simplu. Și după această introducere în știința flautului, haideți să revenim la motivul principal al acestei discuții, la spectacolul pe care îl pregătiți și care va avea loc pe 29 februarie. Da, pe 20. Nu ratați, odată la 4 ani se fac asemenea spectacole, ca și ziua de 29 februarie. Exact. Pentru că suntem într-un an bisect. Deci, la ce să se aștepte oamenii care deja au cumpărat bilete și cei care vor merge să le cumpere? Da, este un concert, că ați pomenit înainte, ați pomenit de concertul meu din ianuarie, este un concert diferit, este un concert mai exclusivist, aș putea spune, sunt doar 120 de locuri, deci grăbiți-vă să cumpărați bilete pentru că sigur se duc repede, acum începem vânzările. Este un spectacol unde chiar ne spunem povestea noastră într-o atmosferă mult mai intimă, un spectacol, nu doar un concert, va fi servit și vin spumant, vor fi și diferite surprize. Aveți și o tombolă acolo din câteva în program. Deci, chiar e un eveniment întreg în sine, nu este doar un concert simplu, deci chiar cred că nu e de ratat. Pentru că nu des am văzut în Chișinău evenimente de genul și sper că o să le placă tuturor. Eu văzusem o asemenea formă de organizare a unui spectacol încă în 1994, voi nici nu erați pe lumină, în America, erai? Vrabia e pui, dar e de când dracu, știi? Da. Deci fusesem la un dinner theater, deci mergi la un teatru. Mai întâi iei cina, după care totul se schimbă acolo în câteva minute, se întoarce scena, se duc astea cu bucate, rămâi la măsuță și acolo se joacă spectacol. Și ziceam să implementăm un proiect de ăsta și la Chișinău, asta a fost 94, 2004, 2014, 2024, 30 de ani în urmă. Da. Nu s-a făcut așa. Trebuie noi să venim. Da, nu, chiar e o idee, pentru că un concert de fapt reprezintă un eveniment în sine, însă trebuie să fie așa, ca eu mereu văd publicul și interpreții trebuie să fie un tot întreg. De aceea e o atmosferă ceva mai specială, mai puțini oameni. Să-i creezi omului un confort și spiritual, dar și fizic și sufletesc. Da. Și după așa concert, cred că când pleci acasă ai așa ai o eliberare sau așa o senzație, cred că foarte faină. Că am fost și eu la astfel de evenimente, nu ca interpret, am fost doar ca public și chiar este. Sunt și poate ar fi mai bine mai întâi să fie concertul și pe urmă mâncarea. Așa, deci ce veți interpreta în acest spectacol? Păi am plecat de la premiza că vrem să spunem o poveste. O poveste. O poveste. Și ne-am gândit ce poveste putem spune. Și apoi ne-a venit ideea cum ar fi să spunem povestea noastră. Cum arată o zi din viața unui artist. Că toată lumea vede concertul. Toată lumea se bucură de aplauze, de glamoarea sau cum zicea, concertului, dar nimeni nu știe ce e în spatele concertului, decât așa, din auzite, că muncesc mult sau că se destrează mult sau fiecare artist în felul lui. Dar, de fapt, viața unui artist e o combinație între momente de euforie maximă și multe momente în care euforia nu e chiar acolo. Toată munca asta pe care e în spate naște de multe ori frustrări, naște de multe ori chinul ăsta, cum s-ar spune, de a performa și de a fi la nivelul de a tinde spre perfecțiune, că practic orice artist care se respectă, cred eu, tinde tot timpul spre perfecțiune și niciodată nu o ajunge. Că dacă o ajunge, chiar violonistul Ivry Gitlis spunea, un violonist foarte faimos, de a atinge perfecțiunea înseamnă a o anula, practic. Da. Și atunci e un drum care merge cu suișuri și coborâșuri și practic noi asta vrem să arătăm. Cum arată o zi de dimineață, de când ne trezim, până seara când avem concert și plecăm acasă și toată lumea e fericită. Și o să alergați așa haotic prin scenă? Nu, periuța de dinți în mână, eu glumesc. Da. Tot o să fie prin muzică, asta e și surpriza. Toate piesele care sunt în acest concert,
toate au o denumire specifică, de exemplu, nu știu, dimineața sau lucru, sau chiar vom avea și trei premiere, trei piese scrise pentru noi doi. Acum o săptămână a fost gata și da, vor fi trei premiere. Care... Dar cine le-a scris? Un compozitor bosniac, un bun prieten de-al meu, un compozitor super bun, care am așteptat, cred că vreo 2-3. Cum îl cheamă? Drajan. Drajan, am nevoie de o piesă, cafeaua de dimineață, filmul de seară, întâlnirea de la miezul nopții. Apropo, este o parte din asta, se numește Coffee Break. Poftim. Deci, vedeți, nu spune mai multe, pentru că, într-adevăr, e o surpriză, însă muzica este foarte bună, de foarte bună calitate. O muzică, aș spune, și relaxantă și deosebită. Și este muzică scrisă de compozitori, de autori moderni. Nu, numai, nu doar, neapărat. Nu, este din toată cultura universală. E spicuit. Avem, începând de la Johann Sebastian Bach, care e practic părintele muzicii clasice, da, până la piese culese chiar din folclor. Deci va fi așa un spectru încât nimeni nu va pleca fără să-i se atingă măcar o mică coardă din suflet în seara aceea. O de cartofului n-ați inclus-o în repertoriu? Poate data Bach viitoare. Cantata cafelei. Așa, deci, o poveste a acestor doi tineri talentați, care, uite, profesează în diferit domeniu, dar câmpul sau oceanul este același. Oceanul este muzica în care înnoată și își găsește fiecare stilul său. Spuneți-vă, rog, că nu este prima colaborare a voastră. Nu, noi... Au mai fost? Am văzut pe... Noi cântăm deja... De 3 ani suntem chiar activi, în sensul ăsta am avut acum și o premieră de un spectacol scris pentru noi doi și actriță în București. Da, avem foarte multe activități, dar da. Și chiar și Moldova. Eu cu ocazia asta am ajuns pentru prima dată în Moldova, acum un an jumate, cred. Da, da. Radu, eu fiind din Iași, practic, la aruncător. La capătul lumii, înțelegi? Dar, din păcate și din nefericire, n-am avut motivația și ocazia să vin aici, cel puțin artistic. N-am avut nicio invitație până Radu să mă invite. Uh-huh. Și nici n-am avut vreo treabă sau vreo prietenă moldoveancă ca să mă să vin prin Chișinău. Așa că abia așteptam o ocazie să vin. Și când Radu mi-a propus primul nostru eveniment aici la Festivalul Muzicii Noi, acum 2 ani, am zis instant da, nici nu m-a interesat pe câți bani, cât durează, pe ce dată e, am zis vin, nu trebuie neapărat să cunosc Chișinău. Și a fost experiență, La o rugătură de băți de Iași. Da, și îmi place țara, îmi place orașul și vara trecută am avut minunata șansă să facem o expediție în toată Moldova, organizată de Andriano, care este dirijor orchestrei de tineret moldovenești, și am avut o expediție de o săptămână în toată Moldova, de la nord până la sud. Ai cântat cu Adriano Marian? Nu, am cântat noi doi și el ne-a organizat acest proiect. Și am fost inclusiv la Tiraspol, am fost în Găgăuzia, am fost în Vărate, că am avut niște experiențe foarte, foarte frumoase. Am cântat pe Imaș pentru săteni. Deci tu ai reușit mai multe, mai târziu decât alții care vin de foarte multe ori. M-am bucurat să cunosc Moldova în felul ăsta, fiindcă tot timpul oamenii și o țară cunosc cel mai bine, cum s-ar zice, la firul ierbii, adică în locurile în care ei se simt. Nu din autobuz, uitați-vă la dreapta, uitați-vă la stânga. Exact. Da, și acum cumva chiar ne gândeam cum să spunem lumii cine suntem noi în Moldova. Și am spus, ok, cea mai bună... Eu cel puțin așa gândesc, eu mereu vreau acasă să prezint prima dată proiectele mele. Uh-huh. Și am spus, ok, povestea noastră. Povestea noastră aș vrea prima dată să o spunem la Chișinău. Și după aia poate la Iași. Și plecăm tot așa, de la est la vest. Eu abia de aștept să se întâmple această poveste, să o văd și eu. Sper să afle lumea și lucruri neștiute despre voi. La sigur. Că sunteți două personalități cunoscute în mediul muzical și la Iași și în Republica Moldova și în Danemarca și peste tot locul. Sper să placă povestea voastră și să impresioneze. Sperăm. Da, chiar avem și confirmări că povestea noastră este îndrăgită. Ieri eu am fost la Iași
în vizită la părinți și în perioada asta se desfășoară festivalul Classics, un festival foarte frumos de muzică de cameră la care noi am cântat cu un an în urmă și în pauza concertului am fost ca spectator și în pauza concertului mai multe persoane din public pe care eu nu le cunoșteam s-au apropiat de mine și mi-au zis, da, anul ăsta nu mai cântați, că noi vă așteptam. La tot Iași le-a plăcut de voi și vrem să mai veniți. Și vestea bună e că anul viitor vom fi din nou la acest festival. Deci avem de voi, și... adică de voi doi? Noi da. Doi. Deci avem și confirmarea că povestea noastră e chiar îndrăgită de public și de asta vrem să o aducem cât mai des și publicului din partea cealaltă a Prutului și oricărui public care este doritor de experiențe inedite și să cunoască o muzică bună, cântată într-un mod în care atinge suflete. Că noi asta vrem, să atingem sufletele, nu doar să punem niște note pe gard. Nu sunteți frați de sânge. Cum repetați? Pentru că sunteți la distanță unul de celălalt, unul cu proiectele lui, altul cu proiectele lui, dar e nevoie de repetiții, e nevoie ca aceste două instrumente să se împrietenească dacă nu să devină foarte apropiate. Da, cred că când vrei ceva, reușești. Sau online, stai în fața telefonului și spui, Ștefan, cântă cu mine odată. Am vrea să ajungem la... Poate în vreo 10 ani o să... Da, da. Poate, dar acum, da. Nu ne vedem chiar atât de des, în ultimul timp ceva mai des, însă... Adică studiați partițiile individual și... Da, dar cumva și cred că momentul ăsta, eu de exemplu, nu iubesc, îi spuneam și lui, eu nu iubesc foarte mult muzica de cameră, eu sunt solist, după, spun că nu, tu m-ai convins, cumva să cântăm împreună. Cred că e foarte important să ai o legătură la nivel, la un alt nivel, adică doar să te simți, doar să aibă o respirație și eu să înțeleg deodată ce vreau să-mi spun, adică nu, dacă trebuie fiecare chestie să o explici, fiecare chestie să o repeți, atunci nu știu dacă ies ansamblul la muzica de cameră. Trebuie, da, persoanele trebuie să găsească care sunt compatibile sau care pot lucra împreună. Prieteni, pentru o seară extraordinară, dacă vă doriți din tot sufletul, trebuie neapărat să nu ratați acest spectacol de pe 29 februarie, ultima zi din această lună. Un spectacol care are toate șansele să devină unul memorabil pentru toți spectatorii. Povestea noastră se numește în cadrul proiectului Moldo Duo. Deci doi mari virtuozi ai muzicii, acordeonistul Radu Rățoi, pe care îl cunoașteți pentru că a mai fost de mai multe ori la noi, și Ștefan Diaconu cu flautul, tot de la noi, de la Iași, pentru că Iașiul a fost odată capitala Moldovei întregi. Deci veniți să le aflați povestea lor în variantă muzicală. Da. Și să aveți o seară, să petreceți o seară minunată cu foarte multe surprize. Deci, 29 februarie, ora 18, se vor deschide ușile. Bilete puteți găsi pe afișa.md, sunt limitate. Că... Puteți să vizitați și website-ul nostru moldoduo.com și acolo veți... Aveți site-ul vostru, moldoduo.com. Exact. Și acolo sunt și mai multe proiecte, mai multe poze cu noi, dacă vreți să vedeți videouri din proiectele trecute și informații despre proiectele viitoare. Inclusiv despre acest concert. Deci... Și despre locația acestui spectacol, ca să nu facem multă publicitate. Deci... Locația o găsiți tot acolo. Grăbiți-vă să cumpărați bilete, locurile sunt limitate. Exact. Ne vedem acolo. Da, ne vedem acolo, nu înainte să mai dăm o probă de sunet cu acești doi mari instrumentiști. Deci a fost Béla Bartók, acum e un... Va fi Johann Sebastian Bach, sicilian. Siciliana lui Bach. Așa, cu Radu Rățoi și Ștefan Diaconu, protagoniștii spectacolului din 29 februarie.
Ei întruchipează viitorul și vor să facă așa ca numele Republicii Moldova să răsune pe întreg mapamondul. Vorbim despre Sofia Chiorescu și Teodor Caraman, campioni mondiali la dansuri sportive. De ani buni își pun în valoare talentul prin pași de dans, cizelați, șlefuiți, zilnic, în ore multe de antrenamente în sălile de repetiții. Vă spune toată povestea lor Diana Botnaru, colega noastră. Pentru mine dansul este mai mult decât, pur și simplu, niște mișcări sau, pur și simplu, o mișcare pe muzică. Este viața mea, este cum mă exprim eu, cum, ce transmit oamenilor, ce sentimente, emoții. Sofia are 17 ani și practică dansul de la vârsta de 4 ani. Spune că dansul îi oferă cea mai mare libertate. La început a fost mama, desigur, adică ea a fost asta care m-a introdus în lumea dansului și care mi-a arătat toate oportunitățile pe care eu pot să le am în dansuri. Iubirea de sine, curajul și disciplina sunt cele la care nu renunță niciodată, indiferent de obstacole. Toate astea le-a pus mereu în valiză când a mers la campionate naționale și internaționale. Asta înseamnă ani de muncă, zilnică, multă, nu suferință, dar așa, prin dragoste. Este înseamnă cumva toată munca mea de-a parcursul toți acestor ani și am nenumărate, cred că, premii, diplome acasă. Este bronzul care l-am obținut la campionatul mondial la 10 dansuri la dans sportiv. Crede cu putere că dansul este ca și viața. Există atâta timp cât plutești prin el. Când te oprești, s-a terminat. Cred că oamenii care cu adevărat își doresc asta muncesc zi de zi spre scopurile pe care vor să le atingă și dacă nu o să treacă peste durere, peste lacrimi, peste tot ce ține partea asta puțin mai dificilă a sportului, nu vor reuși să ajungă departe. Teodor are 12 ani și dansează de când avea 5 ani și el a început să danseze fiind încurajat de mama lui. Inițial nu i-a prea plăcut, pe parcurs însă atunci când brațele și picioarele parcă scriau poezii, a înțeles că aceasta este activitatea pe care vrea să o practice o viață întreagă. M-am deschis într-acest sport și doresc până acum să-l fac și vreau să-l fac în continuare. Dansul pentru mine înseamnă viața. Dacă nu o să dansez, eu oricum prin casă când merg vreau să dansez, vreau să fac ceva mișcări și nu pot să trăiesc fără dansuri. Maestria cu care își urmează vocația și pentru care muncește necontenit l-a făcut și pe el să devină campion. Lituania, Ucraina, România, jumate de Europa am fost cu dansurile. Deși nu sunt parteneri de dans, Teodor și Sofia sunt colegi la același club, dar și învață în aceeași instituție școlară. Sunt o mândrie pentru școală, pentru țară, dar cel mai important pentru propria persoană. Când mă uit la ei, mie îmi vine inspirație să fac mișcări noi, ceva nou, să inventez în compoziția mea, în dansul meu și să fac mai frumos. Mi-e dor de casă, de pragul părintesc și de femeia pe care o iubesc. Mi-e dor de casă, de pragul părintesc și de femeia pe care o iubesc. Sărut, femeie, mâna ta. Sărut, femeie, ochii tăi, frumoasă și iubita mea. Tu ești povestea dragostei. Sărut, femeie, mâna ta. Sărut, femeie, ochii tăi, iubita și frumoasă mea. Tu ești cântarea dragostei.
rece, totu-i trecător. Dar nu trece credința în amor. Cred în tine, cred în Dumnezeu. Tu ești femeia sufletului meu. Cred în tine, cred în Dumnezeu. Tu ești femeia sufletului meu. Sărut, femeie, mâna ta. Sărut, femeie, ochii tăi. Frumoasă și iubita mea. Tu ești povestea dragostei. Sărut, femeie, mâna ta. Sărut, femeie, ochii tăi. Iubita și frumoasa mea. Tu ești cântarea dragostei. Femeie, mâna ta. Sărut, femeie, ochii tăi. Frumoasa și iubita mea. Tu ești povestea dragostei. Sărut, femeie, mâna ta. Sărut, femeie, ochii tăi. Iubita și frumoasa mea. Tu ești cântarea dragostei. Una dintre marile probleme ale omului modern, hipertensiunea arterială, care este motiv de top în tabloul morbidității, dar și mortalității pe întreg globul pământesc. Despre ea vorbim astăzi, ce presupune tratamentul hipertensiunii arteriale, ne reamintește medicul Luminița Suveică. Tratamentul hipertensiunii arteriale presupune, pe lângă tratamentul medicamentos, o serie de obiceiuri sănătoase și modificarea stilului de viață. Pentru unii hipertensivi, aceste măsuri sunt suficiente pentru a normaliza tensiunea, în timp ce pentru alții reprezintă un adjuvant alături de terapia medicamentoasă. În hipertensiunea arterială se recomandă reducerea consumului de sare sub 5 grame pe zi, o alimentație cu puține grăsimi și carne roșie, însă bogată în legume, fructe, cereale, pește și produse lactate degresate. Un aport optim de potasiu, calciu și magneziu primite cu alimente și cu apa. Limitarea consumului de alcool la un pahar pe zi pentru femei și la 2 pahare pe zi pentru bărbați, evitarea fumatului, practicarea activităților fizice regulate de 30-45 minute pe zi, menținerea unei greutăți sănătoase, dacă sunteți supraponderal sau obez, se recomandă scăderea în greutate cu cel puțin
4-5 kg sau cu minim 5% din greutatea totală. DASH diet sau dieta pentru hipertensiune arterială este alimentația care are ca obiectiv reducerea tensiunii arteriale, care trebuie să fie bogată în fructe, legume, cereale, produse lactate degrasate, pește gras, fructe oleaginoase și săracă în grăsimi, mai ales cele saturate, sare și alcool. Institutul Național de Sănătate din Statele Unite a trasat criteriile unei alimentații echilibrate prin DASH diet, care trebuie să includă să fie bogată în fibre, în calciu, magneziu, potasiu, nutrienți asociați cu o scădere a tensiunii arteriale, să fie săracă în grăsimi, mai ales în cele saturate, în carne roșie, sare și zahăr. Acest tip de alimentație poate duce la o scădere a presiunii sistolice cu 6-12 mm a coloanei de mercur, efect superior dietei hiposodate. Pune sare în mâncare este de multe ori o problemă de obișnuință. Majoritatea produselor din natură conțin deja cantitatea de sodiu necesară pentru o bună funcționare a organismului, deci puteți elimina fără grijă sarea de pe masă. La început, alimentele vor părea fără gust, dar cu răbdare gustul se educă și veți ajunge să preferați și să apreciați savoarea naturală a acestor produse. Reducerea conținutului de sare din alimentație nu trebuie privită ca o măsură specifică oamenilor bolnavi, ci din contră aduce doar beneficii pentru sănătatea oricărei persoane. Există o legătură directă între consumul de sare și hipertensiunea arterială și studiile epidemiologice arată că excesul de sodiu este una din cauzele apariției bolii. Incidența hipertensiunii arteriale este crescută în țările în care există un consum mai mare de sare de 90 grame pe zi față de cele 5 grame pe zi sau 2000 mg de sodiu cât este recomandat pentru prevenție. Beneficiile restricției moderate de sare din alimentație sunt incontestabile în tratamentul hipertensiunii arteriale. Doar prin această măsură nutrițională se poate normaliza tensiunea în cazurile de hipertensiune ușoară sau moderată sau poate crește eficiența medicației în cazurile grave și complicate. Restricția severă de sare nu este necesară, este suficient limitarea aportului prin câteva gesturi simple. Eliminarea adaosului suplimentar de sare în alimente sau la gătit. Evitarea alimentelor gata preparate și a produselor fast food. Evitarea mezelurilor, brânzeturilor fermentate. Eliminarea sosurilor sărate. Eliminarea produselor afumate, uscate sau marinate din carne sau pește. Evitarea conservelor și murăturilor. Înlocuirea sării de bucătărie cu alte condimente sau ierburi aromate. Tensiunea arterială răspunde dramatic la aportul de sare după vârsta de 50 de ani, iar Organizația Mondială a Sănătății a estimat reducerea semnificativă a consumului de sare scade la jumătate numărul persoanelor hipertensive care au nevoie de tratament medicamentos. Iar calendarul sărbătorilor neobișnuite, neordinare, ciudate, bizare, hazlii, ne arată că astăzi în Cuba este Festivalul Internațional al Țigarelor sau Țigărilor Cubaneze, al Trabucurilor. În America este ziua exemplelor pozitive. În Scoția este ziua termosului. De altfel, el a fost inventat în 1892 de către chimistul și fizicianul scoțian James Duar, care însă se spune că a furat această idee a vaselor cu pereți duble fără aer între ei de la un alt fizician, Adolf Weinhold. Marcăm azi o sărbătoare care ne amintește de copilărie. Ziua numită Spune-mi o poveste. Primele povești occidentale se numără a fi poveștile lui Esop din Grecia antică, marele fabulist, iar între primele povești scrise și publicate se numără cele ale scriitorilor francezi Charles Pierrot și Marie-Catherine d'Aulnoy.
De altfel, anume, Dolnoa a introdus în uz termenul de poveste, cuvântul poveste. Cele mai străvechi povești se consideră a fi Frumoasa și Bestia, cunoscută de toți copiii actuali, care ar avea circa 4.000 de ani, și povestea populară despre fierarul care și-a vândut sufletul diavolului pentru a avea însușiri supraomenești, care ar avea această poveste circa 6.000 de ani. Azi este Ziua Mondială a Fisticului. Despre fistic, este o sursă de proteină, magneziu, fosfor, vitamina B6, precum și al altor elemente prețioase pentru organismul uman. În China, fisticului se spune a luna bucuriei, pentru că ea arată așa de parcă ar zâmbi. Fisticul este oferit drept cadou de anul nou în China, ca și simbol al sănătății și norocului. Arheologii au demonstrat de fapt că semințele fisticului erau utilizate ca și hrană încă în anul 6750 înainteierii noastre. Acum 146 de ani, pe 26 februarie 1878, omul de știință francez Émile Littré a introdus în uz un cuvânt cunoscut de toată lumea: microb. Numele comun al unui grup de organisme care nu pot fi văzute cu ochiul liber, pentru că, de regulă, nu au mărimea mai mare decât 0,1 mm. În sens direct, microbii sunt dăunători. În sens metaforic, însă, vă doresc să vă cucerească mereu microbul bucuriilor, fericirii și a stării de bine. Pe curând! Partener general, satul German. Acest program conține plasare de produse.